Modulul de live chat este un modul în care mesageria funcționează pe sistem privat ca la WhatsApp. Adică atunci când trimit un mesaj, selectezi destinatarul, poți să trimit mesaje către un singur utilizator sau către un grup de utilizatori. De exemplu, vreau să trimit un mesaj individual către Maria, către familia Smith, uite, către Tina Smith, care e mama. Și spun, bună Tina, astăzi Laura s-a descurcat de minune. Și pentru că aveam deja o conversație inițiată cu Tina, da, aici aveam o temă sau ce mai trimisesem, conversația respectivă s-a updatat. Ok? Și când mă întorc în modulul, mi-a și venit notificare în contul de părinte, bună Tina, astăzi s-a descurcat de minune, și deschid modulul de live chat, da, și văd conversația privată între Daniel Rogoț și Tina Smith. Intru și pe mobil acum, am primit notificare, da? Notificare de tip push ca la WhatsApp, bună Tina, astăzi Laura s-a descurcat de minune, dau click pe notificare, îmi deschide conversația și aici poate continua, îmi scriu, super, stau și universitez cu ea acasă. Bun. Așa vede părintele modulul de live chat pe, sau elevul, modulul de live chat pe aplicația de mobil. Conversațiile, cum spuneam, sunt 1 la 1 sau 1 la mai mulți. Dacă vreau să trimit către un grup de utilizatori, mă duc, dau un mesaj nou și scriu clasa 5-a. Clasa... Și aici pot să vorbesc cu toți utilizatorii din clasa 5-a sau doar cu profesorii de la clasa 5-a. Dacă vreau să inițiez un grup chat cu colegii mei cu care mai predau la clasa 5-a să mă organizez și așa mai departe, merg pe profesori și educatori din clasa 5-a și scriu vineri nu facem cursuri. Directivă de la domn director. Și aici o să inițieze un grup chat cu cadrele didactice. Deci nu trebuie să le știu adresele de mail, nu trebuie să le știu numărul de telefon, la fel. Și asta e un aspect important din punct de vedere al GDPR. Nu toți părinții sunt de acord să intre pe grupuri de WhatsApp, să își vadă numărul de telefon cu alți părinți și așa mai departe. Eu personal sunt împotriva acestor lucruri și sunt din experiența pe care am avut-o cu profesorii. Noi lucrăm de 7 ani în strânsă legătură cu profesori. Într-adevăr, până anul acesta am avut 99% dintre clienți privați, dar odată cu câștigarea acceleratorului Innovator for Children am decis să ne deschidem porțile și către instituțiile publice și regăsesc și acolo faptul că nu toți profesorii sunt de acord cu acest WhatsApp unde toată lumea vorbește cu toată lumea și se piscă conversații interminabile. Hai să aleg acum un grup chat cu toți utilizatorii din clasa 5-a. Grup chat cu toată lumea. Și aici evident că aveam mai multe conversații și văd ce scrie fiecare. Mă întorc și în aplicația de mobil, pe modulul de live chat. Și văd că am o conversație grup chat cu toată lumea. În partea de sus, Daniel cu toți utilizatorii din clasa 5-a. Bulina verde ne indică faptul că profesorul Daniel Rogoț e online. Da? Atenție, nu avem double sign-ul ca la WhatsApp pe chat. Deci am dezactivat funcționalitatea de mesaj vizualizat pentru că uneori profesorii citeau mesajele și la 1 noaptea și la 3 noaptea și până la urmă face și el ce poate și când poate. Nu era treaba părinților să vadă că profesorul a citit mesajul la 3 noaptea ca să-l întrebe a doua zi, dar de ce la 3 noaptea erai online. Da? Deci am dezactivat funcționalitatea de double sign. Noi știm că mesajele astea oricum ajung în aplicația de mobil. Nu o să intru prea mult în detalii la modulul ăsta, toată lumea are WhatsApp, toată lumea știe cum funcționează. Repet, există două tipuri de module de mesagerie în Kinderpedia. O să revenim pe parcurs. Unul de live chat în care
avem conversații 1 la 1, adică eu ca profesor cu părintele, eu ca profesor cu elevul, sau one to many, adică unul la grup. Eu cu toți profesorii din clasa 5-a, eu cu toți elevii din clasa 5-a, cu toți utilizatorii, elevi și părinți din clasa 5-a și așa mai departe. Grupurile sunt predefinite. Asta înseamnă că nu ne putem face bisericuțe ca pe WhatsApp. A, vreau să vorbesc doar cu 5 elevi sau cu 5 părinți. Da? Deci grupurile sunt predefinite. La mesaje rapide pot trimite un mesaj către unul sau mai mulți. Adică atunci când trimit, uite, un reminder și o să aleg, un reminder este un mesaj programat în viitor. O să aleg că mesajul vreau să-l trimeată sâmbătă, la ora 9 dimineață. Și o să selectez doar anumițele. O să-i caut, da, la ora. O să aleg doar ăștia 3 copii. Mesajul ăsta se trimite doar către familia acestor 3 copii. Astăzi plecăm în excursie. Nu uitați, la ora 8 să fim cu toții la autocar. Bun. Și o să aleg că îl trimit la ora 7, nu-l mai trimit la ora 9. Și mesajul ăsta o să plece automat, îi dau trimite, către familiile celor 3 copii, e un mesaj programat de către Daniel Rogoz pentru 4 aprilie la ora 7. Da? Deci la mesaje rapide pot să fac, hai să spunem, bisericuțe, dar nu sunt bisericuțe, mesaje pe care le trimit anumitor grupuri de utilizatori sau anumitor copii și familii. Nu încurajăm să trimitem pe chat documente sau poze, pentru că ele se vor pierde într-o conversație lungă și ar trebui elevul sau părinte să scroleze înapoi ca să vadă acel fișier încărcat. Da? Am încărcat și un fișier de tip poză și un file de tip PDF.